Tragicul eveniment a avut loc aseară pe drumul național 2A în localitatea Ialomițeană-Orboiești. Două autovehicule, o platformă încărcată cu un autoturism și o altă mașină s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza neatenției la volan. În urma impactului, un bărbat a decedat, iar două femei și cinci bărbați au fost transportați la Spitalul Județean din Slobozia, dintre care trei au răni mai grave. La nivelul județului a fost declanșat planul roșu de intervenție. La fața locului, intervenind un echipaj de la descarcerare, o auto specială de stingere, o ambulanță pentru victime multiple, un echipaj de prim ajutor smurt și patru echipaje medicale.